Mai mulți suceveni au participat luni și marți la un protest împotriva restricțiilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19. Sucevenii au protestat împotriva noilor restricții anunțate de guvern la finele săptămânii trecute, care, susțin ei, ar fi măsuri absurde și ineficiente. Protestatarii au venit cu steaguri ale României, cu pancarte și au scandat sloganuri împotriva guvernanților. Scopul nostru este acesta. Protestăm împotriva proiectelor de lege pe care le-a dat guvernul Câțu, prefectul Sucevei, împreună cu primarul. Știi pentru ce protestăm noi? Împotriva măștii, a legilor care a dat, ci că după ora 8 să nu mai ieșim, dar după ora 8 ce se întâmplă? Unde-i COVID? O spuneți dumneavoastră că și dumneavoastră. Și doi la mână protestăm pentru ca să avem și anul acesta parte de Sfintele Sărbători. Adică părerea celor mulți nu contează? Contează părerea la trei parlamentari? Nu neapărat că sunt obligată, că până la urmă nici obligat nu sunt. Nu știu cum să spun. Așa. Da? Deci, concret, cum ești obligat? Încalci un drept al omului? Nu e. E ok. Mai mult de atâta, adică ce bulversare asta economică, ce înseamnă toată istoria asta, de ce pui totul la pământ? Pentru să facem pe plac comunității europene? Că tocmai din motivul ăsta, v-am zis, pe mine și în principal mă acces pe neplăcerea asta. Cu copiii care sunt în casă, copiii care nu mai socializează, copiii care nu se mai dezvoltă, școala care nu mai este școală, în principal, asta pe mine v-am zis, în afară de celelalte aspecte, sunt multe aspecte, trecem peste toate, dar gândindu-ne că generația asta tânără este oprită din dezvoltare, tocmai din cauza acestei pandemii, până la toată una este, nu poate să spună nimeni că nu există așa ceva. Dar, v-am zis, legat de copii este cel mai dureros, pentru că copiii ăștia sunt viitorul țării și copiii ăștia, nedezvoltându-se, nefăcând școală, nefăcând sport, nu se mai alimentează, imunitatea lor scade, deci toate se leagă, toate se leagă. Și pentru generațiile viitoare contează, contează foarte mult. Și chiar nu pot să găsesc cuvintele pentru regulile și pentru restricțiile care le-au impus ei în momentul de față. Deci sunt total aberante. Oricine care face un exercițiu de logică își dă seama că e o mare prostie și ne sunt încălcate Constituția și drepturile fundamentale care le avem noi ca oameni. Vrem să fim liberi, să circulăm. Măcar atâta să nu mai lasă. Și ne-am săturat. Destul ne fură, destul fac atâtea măgării. Măcar să ne lase liberi să alegem pentru noi ceea ce vrem să facem. Dacă cine vrea să expună și să se infecteze, să facă răspunderea lui. Simplu. Dar măcar să-i lase libertatea de circulație. Întreaga noastră țară este sub asediu. Dușmanul sunteți dumneavoastră. Măsurile acestea absurde sunt luate împotriva dumneavoastră. Ele nu au nicio importanță epidemiologică. Mi se spun minciuni de un an de zile. Mi s-au spus că suntem asediați de un virus mortal. Dacă vă aduceți aminte, în ianuarie-februarie 2020, mai marii noștri încă nu primiseră ordinele în plic. Și au spus adevărul, au spus că acest virus nu este așa de grav, că masca trebuie să o poarte omul bolnav. Au apucat să spună adevărul. După aceea au primit ordinele în plic și au trebuit să le pună în aplicare. Și le vedem astăzi absurdități peste absurdități. Ne bag în casă de la 6, în cotețe cu găinile, să nu răspundim cumva vreo boală. Ne pun să umblăm cu măști pe stradă, în aer liber, parcă virusul ar sări de la unul la altul ca puricii. Noi trebuie să le spunem că nu-i credem și să ne aducem aminte că suntem liberi. Și să apelăm la ce avem noi mai profund, la identitatea noastră națională și la demnitatea noastră umană.
Acesta este un protest civic, spontan. Astăzi a fost ideea, astăzi ați venit, astăzi am venit și noi. Este un protest civic care luptă pentru demnitățile și libertățile umane. Dacă vă pasă, ieșiți din casă, dacă vă pasă, ieșiți din casă, dacă vă pasă.